Numele meu este Ioana, sunt medic și am aderat recent la USR pentru că o susțin și cred că Rana Sconi are toate calitățile unui președinte. Numele meu este Robert Stoicuț și sunt membru USR din septembrie 2024. Doamna Elena Lasconi, cu onestitatea, determinarea și viziunea sa asupra proiectului de țară numit România, m-a convins să fac pasul de a intra în politică și în USR. Unul dintre principalele motive care m-au determinat să intru în echipa Elenei este fix faptul că și eu, ca mulți alți tineri, o bună parte din timp mi-am petrecut-o la afară. Și cred cu tărie că în aceste momente avem nevoie de un lider care să ne aducă împreună. Un lider care să creeze o societate sănătoasă fix aici la noi acasă. Am aflat că doamna Elena Lasconi își va depune candidatura pentru funcția de președinte al României. I-am spus că România și noi românii nu am fost niciodată mai aproape de a avea un președinte care să ne iubească și care să muncească pentru noi. Este un om integru, este un om transparent, un adevărat lider care se implică activ în viața comunității pe care o reprezintă și în lupta pentru eliminarea corupției. Autenticitatea, experiența, viziunea și rezultatele sale sunt dovezi clare ale faptului că este un lider care își dorește cu adevărat binele comunității. Avem nevoie la Cotroceni de un om precum doamna Elena Lasconi, iar în Parlament de oameni care au demonstrat că pot face politică pe bune și în folosul cetățenilor și nu în folosul unor grupuri de interese. Elena este singurul candidat care a arătat că se poate face o schimbare în România prin toate fondurile europene pe care le-a accesat și prin modul prin care a dezvoltat comunitatea din câmpul lung. Este absolut evident că Elena Lasconi este singurul candidat care lucrează pentru oameni și nu pentru propriile interese, așa cum a demonstrat la câmpul lung. Pentru că vreau o Românie curată și o justiție fără corupție. Alege un lider care să facă legea să fie lege. Ca student, vreau o Românie modernă și digitalizată. Elena Lasconi susține tinerii și vreau un stat care chiar funcționează. Elena Lasconi crede în politica integrității și se opune categoric oricărei forme de intimidare în procesul electoral. Elena Lasconi este fix gura de aer proaspăt de care avem nevoie acum. Votez Elena Lasconi pentru că este un om integru, un om dedicat, muncitor. Este timpul ca fiecare român să poată vota pentru viitorul pe care și-l dorește, fără teamă. O să merg înapoi în ziua în care Elena și-a depus candidatura și ar fi să o întreb pe ea. Ce-ar spune Coposul că, în sfârșit, în frunta țării, există un om cinstit? Ce-ar spune eroii Revoluției dacă ar ști că, în sfârșit, în fruntea țării, există un om care chiar le înțelege greutatea sacrificiilor pe care le-au făcut? Votez Elena Lasconi pentru viitorul copilului meu.